Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încurajează. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbe, capitolul 12, versetul 25. Când Enrico s-a dus la prima lui lecție de canto, la vârsta de 10 ani, profesoara i-a spus: "N-ai voce deloc." Dar mama lui Enrico a auzit ceva deosebit în vocea fiului său. Ea a crezut în talentul lui. Și chiar dacă erau foarte săraci, ea l-a îmbrățișat și a spus: "Fiule, voi face orice sacrificiu pentru a-ți plăti lecțiile de canto." Încrederea și încurajarea ei constante au fost răsplătite, pentru că fiul ei a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți și mai aplaudați cântăreți ai tuturor timpurilor. Numele său? Enrico Caruso. Când lumea încearcă să ne doboare, avem nevoie de oameni care să ne ridice, oameni care să recunoască talentul nostru și care să ne ajute să profităm la maximum de el. Gândește-te la următoarele porunci pentru părinți, scrise din punctul de vedere al unui copil. 1. Mâinile mele sunt micuțe, te rog să nu te aștepți la perfecțiune când fac patul, când desenez sau când arunc mingea. 2. Picioarele mele sunt scurte, mergi mai încet ca să pot ține pasul cu tine. 3. Ochii mei nu au văzut lumea așa cum au văzut-o ai tăi. Lasă-mă să o explorez în siguranță și nu-mi pune restricții inutile. 4. Treburile casnice nu pleacă nicăieri. Eu sunt mic numai o scurtă perioadă de timp. Petrece timp cu mine pentru a-mi explica aceste lucruri minunate ale lumii și fă-o cu bucurie. 5. Sentimentele mele sunt fragile. Nu mă cicăli toată ziua. Poartă-te cu mine așa cum ai vrea să se poarte alții cu tine. 6. Eu sunt un dar deosebit din partea lui Dumnezeu. Prețuiește-mă așa cum a intenționat Dumnezeu, făcându-mă responsabil pentru faptele mele, oferindu-mi instrucțiuni după care să trăiesc și disciplinându-mă în dragoste. Astăzi, fii o persoană care îi încurajează pe alții.